cât și ce îi dau eu lui Dumnezeu. Mai ales din tot ceea ce am economisit și agonisit în această lume. E bine, aceasta este întrebarea care ar trebui să răsune în mintea fiecărui creștincios autentic. Și în mintea mea, și în mintea ta. Și ar trebui să fie în centrul mentalității noastre, pentru că Dumnezeu ne-a dat cu mână largă, la fel trebuie să-i dăm și noi. E bine, în timpul lucrării sale pe acest pământ, în momentul în care s-a uitat către templu, la un moment dat, Domnul Iisus Hristos a observat niște oameni care își aruncau acolo darurile în visterie, dar la un moment dat, uitându-se cu atenție, a observat o văduvă undeva mai la o parte, punând acolo cei doi bănuți pe care îi mai avea ca să trăiască. Practic, întreaga sa avere. Adevărat, adevărat, vă spun, că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți ceilalți, a spus Domnul Iisus, pentru că toți ceilalți au dat daruri din prisosul lor, dar ea, această femeie simplă, a dat din sărăcia ei, a dat tot ceea ce avea ca să trăiască. Este un text înregistrat în Evanghelia după Luca, capitolul 21. Revin însă la întrebarea inițială: Ce și cât îi dăm noi lui Dumnezeu din tot ceea ce avem? Ce și cât îi oferim noi de bunăvoie și nesiliți de nimeni? Ei bine, analizându-ne atent, vom vedea că adesea. Îi dăm mai nimic. Și chiar și atunci când oferim câte ceva, o facem cu inima strânsă. Pentru că lumea în care trăim ne-a schimbat. Probabil că tu vei face uz de acea expresie, aș spune eu, neelegantă. Nu am nimic ce aș putea să-i dau din nimicul meu. Dăruiește-te total lui Dumnezeu. Dă-te pe tine însuți. Poți oferi un zâmbet poți oferi speranță, poți oferi o mângâiere, poți oferi pur și simplu un cuvânt bun la vreme potrivită. Lumea în care trăim ne-a învățat să fim zgârciți, cum ai toți și toate. Întorcându-te însă și privind către viața care se scurge repede pe lângă noi, uitându-te cum Domnul Iisus Hristos te-a purtat pe brațe în această lume, aduți aminte că ce ne dă, lui își dă. Fii un om darnic, fii un om credincios și Dumnezeu îți va înapoi în, în, mit. Fiți binecuvântați!